În debutul ședinței Comisiei Electorale Centrale de astăzi, aș vrea să mă adresez reprezentanților mass media și onorate asistențe cu o relatare vis-a-vis de ultimele zile a desfășurării campaniei electorale. Ori Comisia Electorală Centrală este atacată informațional în spațiul public, în rețelele de socializare, inclusiv de către concurenții electorali, aducându-i se învinuiri care de fapt nu sunt altceva decât falsuri. Sau așa cum acum este utilizat și în vogă cuvântul, nu este altceva decât minciuni. Comisia Electorală Centrală respinge cu vehemență învinuirile aduse și considerăm că aceste acțiuni urmăresc scopul de a submina autoritatea instituției electorale și de a reduce din credibilitatea procesului electoral. Ori, așa cum am spus și anterior, Comisia Electorală Centrală nu este participant al campaniei electorale, ori această competiție trebuie să fie dusă de către concurenții electorali și corectitudinea acestei campanii electorale ține doar de acțiunile concurenților electorali.